and one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between. To stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. Elden Ring ne-a mâncat zilele. Chiar și acum nu pot să mă concentrez asupra unui alt fel, pentru că mă tot gândesc la ce mai e de făcut în Elden Ring. Ce build să mai încerc sau ce secrete ascund. Noul joc de la From Software a schimbat conceptul de open world, adăugând mecanica de joc care i-a făcut renumiți. Cea în care mori, des. Înapoi un pic la origini, cu un stil mai asemănător lui Demon's Souls sau Dark Souls, Elden Ring propune o nouă aventură de tip fantasy, care, cred eu sau zic eu, are cel mai mult conținut din ziua 1 pentru un joc nou, un IP nou, direct la lansare. Combină lucruri pe care le-am văzut în celelalte jocuri de la From Software, ca de exemplu stealth-ul din Sekiro, cu libera explorare a unei lumi enorme. Oriunde te duci, dai de ceva, de cineva și de multe ori de moarte. Yodaida a devenit un ecran cunoscut pentru majoritatea gamerilor de pretutindeni, la fel ca și fraza Get Good. Și în cazul Elden Ring, care este un simulator de boss, mini-boss, maxi-boss, boss mai mari decât maxi-boss și boss care sunt Dumnezeu, fraza aia se aplică imediat cum ieși din tutorial. Get Good. Imediat cum ajungi la primul boss adevărat, o să-ți dai seama că ai nevoie de cel puțin două story arcuri din Naruto să devii suficient de bun ca să-l bați, și asta oricum face referință la cât de anime puternici sunt unii dintre ei. Ca de exemplu, pe la început, unul din acești story boss își taie mâna și în loc își bagă un cap de dragon care devine funcțional. Anime logic. Get Good, date by you. Săritura calul și invocările sunt elemente noi adăugate jocului, care te ajută atât în luptă cât și în farmat, dar cel mai mult în a explora vasta hartă și diferitele locații pe care le întâmpin pe drumul tău, pentru a progresa în main story, sau chiar și quest-uri secundare. Da, există și un main story, dar este la fel de vag ca celelalte. Ești un nimeni și trebuie să ajungi un cineva. Succes în viață sau, mă rog, în moarte. Poți să mori. Mult și des. Și dacă nu o să dai cu pământ tastatura, cu controlul de pământ sau cu capul de masă, cu siguranță o să descoperi încet încet cu ce se mănâncă Elden Ring și care este ritmul și care sunt regulile pe care să le urmezi într-un asemenea univers intimidant. Elden Ring este o experiență, câteodată plăcută, câteodată frustrantă, dar 100% exact ce te-ai așteptat de la un joc From Software. Iar la sfârșitul zilei tot ce mai rămâne este să spun Get Good Tarnished.